Toată slava să fie a Domnului, a Domnului Dumnezeului nostru care a făcut cerul și pământul, a lui Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Scumpii mei, vă invit în numele Domnului să vă ridicați în cinstea Domnului și din respect pentru cuvântul Său, fiindcă vreau să citesc cuvântul Domnului din Matei, capitolul 25, versetele de la 31 la 46. Matei, capitolul 25, versetele de la 31 la 46. Să citim cu atenție cuvântul Domnului, având în inima noastră dorința să înțelegem. Când va veni Fiul omului în slava sa, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre. Și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântați tatălui meu de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemerea lumii, căci am fost flămând și mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniții vor răspunde, Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci? Sau fiindu-ți sete și ți-am dat de ai băut? Când te-am văzut noi străin și te-am primit sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns, împăratul le va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia dintre acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Apoi va zice celor de la stânga lui, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui, căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau, am fost străin și nu m-ați primit, am fost gol și nu m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și în temniță și n-ați venit pe la mine. Atunci îi vor răspunde și ei, Doamne, când te-am văzut noi flămând sau fiind sete sau străin sau gol sau bolnav sau în temniță și nu ți-am slujit? Și el, drept răspuns, le va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frații mei, mie nu mi le-ați făcut. Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. Amin. Mulțumesc, scumpii mei, vă rog să vă reocupați locurile. Vă rog Domnului alături de dumneavoastră să ne însuflețească Duhul Domnului și să ne umple inima de interes pentru cuvânt. Mie să-mi dea Domnul har să vorbesc și dumneavoastră să ascultați, iar la toți să ne dea Domnul har să împlinim cuvântul. Suntem la pildele Domnului. În prima parte a slujbei, am studiat din profeții mici, am avut un cuvânt minunat, Domnul ne-a atins inima, ne-a încurajat și a tras un semnal de alarmă pentru noi. Acum, pildele Domnului. Am numit pilda aceasta pilda oilor și caprelor, fiindcă este discursul Mântuitorului care, cel mai probabil în ziua de marți din săptămâna patimilor, l-a ținut pe muntele Măslinilor. Și chiar dacă locul acesta din Scriptură de unii teologi e calificat a nu fi o pildă, ci mai degrabă o ilustrație. Am ales totuși să numesc pasajul acesta o pildă, deoarece se află în Matei 25, alături de celelalte două pilde ale sfârșitului, respectiv fecioarele și talanților, și întregește învățătura acestora. Unii teologi numesc ceea ce am citit în această seară pildă, alții nu. Din punctul meu de vedere, pentru înțelegerea celor două pilde, am ales să studiem și cuvântul acesta în cadrul pildelor. Subliniez faptul că cele două capitole din Matei, respectiv 24 și 25, conțin învățătura escatologică a Mântuitorului, adică învățătura în legătură cu vremea sfârșitului, și are patru părți. Prima parte, respectiv capitolul 24, versetele de la 1 la 14, prezintă dispensația bisericii. Și toate dificultățile cu care se confruntă credincioșii de la înființarea bisericii până la sfârșitul ei. Aici sunt importante dragostea, credința și predicarea Evangheliei, așa cum sunt subliniate de Domnul Iisus. A doua parte
ultima parte a capitolului 24, respectiv versetele 15 la 51, prezintă a doua venire a Mântuitorului pe norii cerului. Aici este importantă vegherea în neprihănire. A treia parte, suntem deja în capitolul 25 și prezintă cele două pilde spuse de Domnul, respectiv fecioarele și talanții. Iar ultima parte prezintă pilda oilor și caprelor, adică judecata de la tronul alb. În pildele fecioarelor și talanților sunt importante, sunt subliniate vegherea și plinătatea Duhului, dar și osteneala slujirii. Aceste două capitole conțin învățături pe care Domnul foarte probabil le-a spus în ziua de marți, în săptămâna patimilor, era pe muntele Măslinilor. Era la două zile de sărbătoarea Paștelor și se apropia de momentul în care trebuia să fie adus ca jertfă. Era aproape de rugăciunea pe care urma să o facă în Ghețiman, o rugăciune în care a existat puțină ezitare. A fost o săptămână foarte tensionată și plină de presiune pentru Domnul Iisus. Și în săptămâna aceasta a spus tot ce trebuia să mai spună. Și învățătura escatologică înseamnă în legătură cu vremea sfârșitului. Învățătura escatologică din capitolele 24 și 25 sunt de mare preț pentru noi. Vreau să vă spun că învățătura cea mai comentată în Biblie este învățătura despre vremea sfârșitului. 1846 de versete vorbesc despre vremea sfârșitului, dintre care 1350 în Vechiul Testament și restul în Noul Testament. Nici o învățătură din Biblie nu este atât de abundent comentată ca și învățătura despre revenirea Domnului, despre învierea Domnului, despre răpirea bisericii, despre învierea credincioșilor și despre moștenirea în slavă. În ciuda acestor comentarii abundente din Biblie, una dintre cea mai controversată învățătură este tocmai aceasta. Aș vrea să vorbim puțin despre elementele pildei, așa cum obișnuim să identificăm elementele pe care le prezintă Domnul. Primul dintre ele este Fiul omului, care va veni în slavă însoțit de îngerii sfinți și va sta pe scaunul de domnie, va sta pe scaun ca un domn. A fost o vreme când Domnul Iisus a dezbrăcat de slavă, a lăsat slava la Tatăl, a venit pe pământ și a stat pe pai în grajd, apoi a stat pe măgar în Ierusalim, apoi a stat pe cruce în Golgota, a stat în mormânt, în stâncă. Însă toate aceste lucruri s-au sfârșit și acum este vremea să stea pe scaunul de domnie. Este vremea să primească de la Tatăl ceea ce merită, cinstea, onoarea și gloria, pentru că a fost vrednic să fie așezat acolo. Deoarece s-a îndurat de noi, ne-a ridicat rușinea, ne-a mântuit și ne-a eliberat și a făcut din noi o preoție sfântă și a pus în inima noastră de oameni împietriți și păcătoși o inimă pe care a sfințit-o prin credință și pocăință, a înnoit-o, a pus în inima noastră nădejdea că aceste lucruri vor deveni realități în care noi vom fi pentru întotdeauna cu Domnul nostru. Slăvit să fie numele Lui! Iisus Hristos, care a fost Mântuitorul lumii întregi, acum devine judecătorul lumii întregi. Uitați ce spune Evanghelia, Ioan 5, versetele 22 și 27. Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului și i-a dat putere să judece întrucât este Fiul al omului. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, spunea Domnul Iisus în Matei 28, 18. Tatăl iubește pe Fiul și a dat toate lucrurile în mâna Lui, Ioan 3, cu 35. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, spune Dr. Luca în Fapte 17, 30 și 31. Și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. De ce? Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Prin cine? Prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Repet primul verset pe care l-am citit. I-a dat toată puterea să judece întrucât este Fiul omului. L-a făcut judecător să judece. Pentru ca niciun om să nu-i reproșeze uneia dintre persoanele Trinității că nu ne înțelege. Singura persoană dintre cele trei ale Trinității care a avut experiență de om a fost Domnul Iisus. El a fost numit Fiul al omului. De aceea El ne judecă înțelegând prin experiență cum este să fii om. Judecata Lui este dreaptă și Domnul de multe ori în Evanghelie menționează că judecata Lui este dreaptă și este compatibilă, potrivită cu adevărul. Al doilea element al pildei sunt toate națiunile pământului care vor veni în fața Domnului să fie judecată
Și spune versetul 32 pe care tocmai l-am citit, toate neamurile, toate națiunile pământului vor fi adunate înaintea lui. Este pentru prima oară și de altfel și pentru ultima oară, când în istoria oamenilor, din toate timpurile, toți oamenii care s-au născut vreodată pe pământ vor fi în același timp și în același loc, în ființă, înaintea lui Dumnezeu. Și Pavel comentează lucrul acesta și în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primeată răsplata după binele sau răul pe care l-a făcut atâta timp cât a tăit în trup. Hristos este în stare să-i judece pe oameni, pentru că a avut experiență de om, anticipam puțin mai devreme. Al treilea element este procesul judecății. Procesul acesta de judecată va fi pentru orice om, pentru buni și pentru răi. Unii vor fi răsplătiți, iar alții vor fi condamnați. Asta spune Scriptura. Capitolul 20 din Apocalipsa este similar cu Matei 25, textul citit în această seară. Și am luat de aici versetul 12 și îl citesc. Și am văzut pe morții mari și mici stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte. Observați, este categoria cărțile și o altă categorie cartea, cartea vieții. Cărțile sunt cărțile morții, iar cartea este cartea vieții. Sunt două categorii de cărți, pentru că sunt la judecată două categorii de oameni. Unii ca să fie condamnați și condamnarea lor să fie bazată pe faptele păcătoase menționate în cărți. Iar a doua categorie de oameni, cei neprihăniți, vor fi răsplătiți, iar faptele de neprihănire să fie justificate și dovedite din cele menționate în cartea vieții. Continui citirea, niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte care este cartea vieții și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea, Apocalipsa 20:12. Sau versetele 32 și 33 din textul citit, toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El, Hristos, îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre. E o imagine bine cunoscută între crescătorii de animale din Israel din vremea aceea. Și va pune pe oi la dreapta, iar pe capre la stânga. În al doilea rând, explicația pildei. Această pildă, ca oricare alta, are câteva adevăruri fundamentale. Primul adevăr fundamental al pildei este faptul că doar identitatea spirituală face diferența la judecată. Toate celelalte diferențe care sunt prezente în viața umană nu sunt relevante în momentul judecății de la tronul alb. Vreau să vă aduc aminte că astăzi oamenii sunt împărțiți în foarte multe categorii, pe criterii etnice, geografice, lingvistice, pe criterii de culoare, pe criterii politice, intelectuale, profesionale, materiale și așa mai departe. Însă în ziua judecății, toate criteriile acestea care astăzi îi selectează pe oameni și îi pun în categorii de superioritate, de inferioritate sau medii, toate criteriile acestea atunci nu vor mai funcționa. Motiv pentru care toți oamenii care cred că datorită acestor criterii care astăzi le dau întâietate și atunci vor primi întâietate. Oamenii aceștia sunt neînțelepți, să nu le spunem altfel. În vremea aceea, un singur criteriu va da întâietate oamenilor să intre în împărăția lui Dumnezeu, deoarece vor avea statutul de neprihăniți, iar aceasta este identitatea spirituală. Oamenii care nu vor avea identitate spirituală de neprihăniți, niciun alt calificativ nu le va da dreptul să intre în împărăția lui Dumnezeu. Uitați ce spune Scriptura. Atunci cei neprihăniți vor răspunde. Numai oamenii neprihăniți vor intra. Identitatea spirituală este singurul calificativ care va îndreptăți o categorie de oameni numiți neprihăniți să intre în împărăția lui Dumnezeu. Cei neprihăniți, numiți binecuvântați, sunt simbolizați de oi și sunt așezați la dreapta, timp în care cei păcătoși, numiți blestemați și simbolizați de capre, sunt așezați la stânga. Mântuitorul dă acest exemplu cu animalele, oi și capre, cel puțin din două motive. Primul, el tot timpul s-a auto-numit păstorul, marele păstor, motiv pentru care împarte oamenii în oi și capre. Cei care îl ascultă pe marele păstor sunt oile.
Al doilea motiv, el vorbește unor crescători de animale în vremea aceea. Cei mai mulți oameni își câștigau existența crescând animale și toți oamenii făceau diferența între comportamentul oilor și al caprelor. Toți oamenii cunoșteau bine aceste animale și făceau diferența între ele. Ori atunci când Domnul a dat acest exemplu pentru ei a fost suficient. Al doilea adevăr fundamental al pildei este faptul că Mântuitorul folosește drept criteriul de evaluare la judecata de apoi iubirea aproapelui, mila și bunătatea. Este remarcabil faptul că astăzi creștinii se împart în funcție de multe criterii. De pildă, criterii denominaționale, pentecostal, baptiști și așa mai departe. Criterii doctrinare, acceptăm ungerea cu un de lemn sau nu? Acceptăm lucrarea Duhului Sfânt sau nu? Criterii ceremoniale, facem nunta într-un fel sau în altul? Criterii teologice, avem teologia că mântuirea se poate pierde sau nu? Criterii de toate felurile, timp în care, în ziua judecății, singurul criteriu care face diferența nu mai este criteriu doctrinar, nu mai este criteriu teologic, denominațional, ceremonial, ci este criteriul marii porunci, iubirea aproapelui. Observați, vă rog, că noi îl vedem prezent pe Domnul în legătură cu câteva lucruri. Îl vedem prezent pe Domnul în legătură cu teologia noastră. Într-un om care are teologia noastră, vedem mai mult Dumnezeu decât într-un om care are o teologie diferită. Îl vedem pe Dumnezeu prezent în oameni în funcție de doctrinele noastre și de doctrina bisericii. Adică, într-un om care împărtășește doctrina noastră, îl vedem mai prezent pe Dumnezeu decât într-un om care are o altă doctrină. Sau, îl vedem pe Dumnezeu prezent în viața unui om în funcție de denominație. Dacă un om e din denominația noastră, vedem mai mult Dumnezeu în el decât dacă este un om dintr-o altă denominație. Sau, îl vedem pe Dumnezeu în viața oamenilor în funcție de ceremonii. În concluzie, dacă o persoană face ceremoniile pe care noi le considerăm bune, îl vedem mai mult pe Dumnezeu prezent în viața acelui om decât dacă omul acela face ceremonii diferite de noi. Dumnezeu însă se pune pe sine însuși în primul rând în viața unui om în legătură cu altceva. Atenție! În legătură cu cei flămânzi, în legătură cu cei însetați, în legătură cu cei goi, că nu au haine să se îmbrace, în legătură cu cei străini, că n-au pe nimeni și sunt ai nimănui, în legătură cu cei care sunt închiși sau bolnavi. Păcatul fariseismului, și vă rog frumos să fiți sinceri dacă puteți, este afișarea meritelor personale, și astăzi în biserică e o mare concurență pentru treaba asta. Este lupta pentru superioritate religioasă prin comparație cu alții. Este lupta să pară mai bun decât ceilalți. Și în felul acesta, pocăința devine o concurență meschină între forme și între tradiții, o concurență între aparențe, pentru că oricum inima o cunoaște doar Domnul. Această concurență bolnavă este ajutată în mod meschin și de alte atitudini la fel de meschine. Invidia, defăimarea, partidele, sunt oameni care nu fac altceva în biserică, decât toată viața vor să dovedească comunității că-s mai bun decât alții. Și tot ce fac, fac cu scopul ăsta. Dacă mișcă un deget, îl mișcă să vadă toți că nimeni nu mai mișcă ca ei. Dacă spun o vorbă, o spun în așa fel încât toți să vadă că nimeni nu mai spun vorbe ca ei. Orice fac, fac cu gândul ăsta, toată comunitatea să vadă că ei sunt superiori, că ei sunt mai pocăiți decât alții, că familia lor e mai grozavă, că ei sunt mai aproape de Domnul, că ei au mai multă lumină, că prin ei lucrează Dumnezeu mai mult, că atunci când ei deschid gura, toată biserica spune amin, timp în care la predica altora nu spune biserica amin. O astfel de atitudine este absolut bolnavă, pentru că creează concurență și îi pune pe oameni în nebunia de a crede că-s mai bun decât alții, dorând să câștige simpatia publicului. De aceea predică ce le place oamenilor, de aceea îi lingușește pe oameni, de aceea nu le spune adevărul, de aceea nu vorbesc răspicat, de aceea se comportă ca să atragă simpatia mulțimii. Și lucrul acesta este extrem de dăunător. Observați, vă rog, că la judecata eternă care împarte oamenii răsplătiți sau condamnați,
Criteriul de evaluare nu este doctrina, nu este denominația, nu este ceremonia, nu e nici măcar teologia. Deși toate aceste lucruri sunt foarte importante și au rolul și însemnătatea lor. Însă, în ceea ce am citit aici, observați că criteriul de evaluare este dragostea pentru omul de lângă tine. Este mila manifestată față de cei care nu o merită și este bunătatea împărțită celor care sunt în vecinătate. Citesc Iacov 2:13, căci judecata este fără milă pentru cei ce nu au avut milă, dar mila biluiește judecata. La judecata de la tronul alb, religia tradițională nu mai funcționează, ci doar dragostea, bunătatea și mila. Iacov 1:27. Religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru este să cercetăm pe văduve și pe orfani în necazurile lor. Nimănui nu-i folosește la nimic să pretindă că-L iubește pe Dumnezeu timp în care nu-i suportă pe oamenii cu care este în familie, în biserică sau în echipa unde își câștigă bucata de pâine. Ioan spunea răspicat, dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu, timp în care îl iubește pe fratele său, omul ăsta este un mincinos. De ce? E un mincinos pentru că el nu-l iubește pe fratele lui pe care îl vede, timp în care pretinde că îl iubește pe Dumnezeu pe care nu-l vede. Este foarte ușor să-l pretinzi pe Dumnezeu din câteva motive. În primul rând, că iubirea de Dumnezeu poate să fie egală cu zero. Doi, că este nedovedibilă. Cum să cercetezi eu dacă cineva îl iubește sau nu pe Dumnezeu? Că asta este o problemă în inima omului, în relația spirituală cu Dumnezeu. E foarte greu de măsurat cât de mult îl iubește un om pe Dumnezeu, dacă nu trăiești cu el în casă și, dacă îmi permiteți expresia, nu mănânci un sac de sare împreună cu el. De aceea Dumnezeu pune o unitate de măsură măsurabilă a iubirii omului față de Dumnezeu. Și asta este iubirea aproapelui. Cum poate cineva să spună că îl iubește pe Dumnezeu dacă pe omul ăsta lângă care stă în biserică nu-l suportă? Nu-l înghite, nu-l vede, îl dușmănește, n-are inimă pentru el. Când îl vede, îi se ridică tensiunea. Dar în același timp pretinde că îl iubește pe Dumnezeu. Și Ioan spune următorul lucru, asta e definiția mincinosului. De ce a intrat Maica Teresa în istorie în timp ce celebrității lumii au intrat în anonimat? Pentru că femeia aceasta a iubit. A iubit cu o dragoste greu de egalat, greu de imaginat. Cine nu-l iubește, cine nu-l iartă, cine nu are milă de persoana care este aproape, în familie, în biserică, în locul unde muncește să-și câștige pâinea, într-o altă situație socială sau de altă natură, va fi respins de la judecată, de la tronul alb. Asta spune textul. Observați că al treilea adevăr fundamental este faptul că toate manifestările păcătoase care determină respingerea celor numiți păcătoși sunt păcate de omitere. Păcate de omitere. De ce păcate de omitere? Pentru că de celelalte păcate de comitere, în general credincioșii bisericilor neoprotestante, se păzesc. Observați care au fost păcatele pentru care la judecată oamenii ăștia au fost respinși. Și gândiți-vă cât de ușor este și noi să fim respinși. Ascultați cuvântul Domnului. Am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc. Nu-i curvie? Nu-i divorț? Nu-i recăsătorie? Nu-i minciună? Nu-i închinare la idoli? Am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc. Nu e că ai făcut ceva greșit, e că n-ai făcut ceva bine. Și cine știe să facă un bine și nu-l face, a săvârșit un păcat. Al doilea păcat, mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau. Al treilea păcat, am fost străin și nu m-ați primit, m-ați tratat cu dispreț, m-ați exclus din cercul vostru. Apoi, am fost bolnav și am fost închis și nu ați trecut pe la mine, nu m-ați vizitat. Uneori pocăința unora este rezumată la reguli, nu lua, nu gusta, eu nu curvesc, eu nu beau, eu nu fumez. Observați pentru ce criterii au fost respinși oamenii aceștia de la judecata tronului alb. Dacă așa stau lucrurile,
nu-i de mirare că din 10 fecioare au intrat 5. Și nu-i de mirare că din 2 femei care macină la moară, una da, una nu. Și din 2 care stau pe acoperișul casei, unul da și unul nu. Și din 2 care dorm într-un pat, unul da și unul nu. Nu-i de mirare. Dacă ar fi criteriul curvia sau furtul sau minciuna sau delapidarea financiară sau nu mai știu ce alte păcate grosolane, atunci da, noi nu le facem. Dar te întreb, ce faci cu cel căruia este foame și spui să se ducă la muncă, leneșul? Ce faci cu cel care este bolnav în spital și n-ai timp? Uită-te în Scriptură! Ceea ce este extraordinar este faptul că nici cei care le-au făcut, nici cei care nu le-au făcut, nu au știut că acestea sunt importante. Spun lucrul acesta pentru că cei care le-au făcut, adică au făcut lucrurile bune pe care Domnul le așteaptă, au spus, Doamne, dar când ți-am dat noi să mâncăm fiind flămând? Că nu știm niciodată să ne fi întâlnit cu tine și să-ți fi dat să mănânci. Dar când ți-am dat noi să bei fiind flămând? Sau când te-am vizitat noi la spital? Tu la spital? Sau tu la pușcărie? Ce cauți tu acolo? Și Domnul spune, când voi ați fost la spital la unul foarte neînsemnat, care n-are rude în biserică, care nu este în comitet, care nu predică Evanghelia, care nici măcar nu are green card, stă aici cu inima tremurândă că e la negru, e la ăla. Dacă pe ăla l-ați săturat, dacă pe ăla l-ați vizitat, dacă i-ați făcut parte și lui de bucata de pâine, să doarmă sătul, nu cu stomacul gol, atunci intrați, dacă nu, ieșiți afară. Ei, când ați făcut aceste lucruri la acești foarte neînsemnați, mie mi le-ați făcut. O, Doamne, dar noi le-am făcut, dar nu din motivul ăsta. Noi n-am știut că așa vei pune problema. Le-am făcut din dragoste. Atenție! Tocmai pentru că le-ați făcut din dragoste, primesc ceea ce ați făcut. Știu că motivația voastră a fost milă pentru ei. Nu interesul ca folosind asta să ajungeți în cer. A fost milă. Pentru că un om în care locuiește Duhul Domnului trebuie să aibă milă. Iar dacă nu are, Duhul Domnului nu este acolo. Tot la fel, cei care n-au făcut aceste lucruri întreabă, Doamne, dar când ai fost la spital și nu te-am vizitat? Și Domnul le spune același lucruri. Când au fost oameni foarte neînsemnați, frații mei, și nu ați făcut aceste lucruri față de ei, mie nu mi le-ați făcut. Și probabil că ei ar spune, Doamne, dacă știam că așa se pune problema, ne duceam. Și Domnul spune, dacă nu v-ați dus din milă pentru ei, nici nu are rost să vă duceți doar ca să puteți intra în cer. Frații mei, mila biruiește judecata. Mila biruiește judecata. Dușmăniile, răutățile, diferențele, neiertările, țepoșeniile care bântuie astăzi bisericile neoprotestante, n-au la bază milă, ci orgolii nenăscute din nou și firești și alimentate cu răutate și cu bârfă și cu tot felul de lucruri murdare. Și Hristos spune următorul lucru, plecați de la mine blestemaților. Frați dragi, și dumneavoastră ca și mine, v-ați pocăit cu speranța să mergeți în cer. Ați intrat în apa botezului cu nădejdea că faceți un legământ cu Domnul. Și ați venit la adunare renunțând la o grămadă de alte lucruri care le puteați face să câștigați bani, crezând că faceți asta în onoarea Domnului. Dar credeți-mă că dintre oamenii ăștia care fac aceste lucruri, unii vor rămâne afară. Sfânta Evanghelie nu poate fi contestată. Nici de o evanghelie socială care spune doar, ridică mâna și destul, botează-te și destul. Și dacă mai vii la adunare, mai vii, dacă nu, nu. Dacă ierți, ierți, dacă nu, nu. Dacă e senin, ești, dacă nu, toată ziua asta e încruntat. Și tot bine e. Dacă vorbești de bine, bine, dacă nu și de rău, dacă vorbești, se acceptă. Oameni buni, nu e așa. Mila este o atitudine pe care a avut-o Iisus și în locul lui a rămas biserica, iar noi trebuie să avem milă. Cum a avut Domnul față de noi? Trebuie să ne luptăm pentru asta. Nu-i compatibilă cu noi această atitudine. Noi
Avem uneori tendința să fim altfel, nu miloși, nu buni, nu iertători, nu să avem dragoste față de oameni. Avem alte tendințe, dar trebuie să ne luptăm cu ele. Este responsabilitatea noastră. Mai vă aduc o dată aminte de regula de argint a marelui înțelept chinez, care spunea: ce nu vrei să-ți facă oamenii, nu le face nici tu. Confucius a promovat individualismul, izolarea, însă Hristos a spus o regulă de aur. El a luat negația și a spus: ce vrei să-ți facă oamenii, fă-le tu mai întâi. El a promovat: implică-te în viețile oamenilor. Fii bun cu oamenii. Dacă nu merită, fii bun. Fii bun oricum. Fii bun pentru tine, nu pentru ei. Nu te uita dacă merită sau nu. Uită-te la tine. Dacă Dumnezeu se uita la mine, când m-a mântuit, nu meritam, când m-a vindecat, nu meritam, când m-a ajutat, când mi-a ascultat rugăciunea, când a avut milă de copiii mei, de nevasta mea, n-aș fi meritat niciodată. De ce a avut milă de mine? În obrazul lui și în onoarea lui și în numele lui Isus. Ei, eu trebuie să-i urmez exemplu și trebuie să mă lupt să fac asta. Chiar dacă în natura din carne tendința este alta. Ultimul adevăr care îl găsim în pilda aceasta este că Isus, Domnul, se identifică cu oamenii săraci, flămânzi, însetați, străini, săraci, întemnițați și bolnavi. Spunea el în Luca 14, când dai un prânz, o cină, să nu chem pe prieteni, nici pe frați, nici pe oameni care au bani, ca la rândul lor și ei să te cheme pe tine. Ca nu cumva să-ți iei răsplata și tu când faci o masă, cheamă omule pe săraci, cheamă pe schilos, pe șchiop, pe orbi, va fi ferice de tine pentru că ei n-au cu ce să te răsplătească. Dar, atenție, vei fi răsplătit la judecată. Atunci vei fi răsplătit. Și Hristos îți va spune: vino, nu du-te. Nu doctrina va hotărâ atunci, ci mila. Mila biruiește judecata. Eu nu subapreciez doctrina, dar acum încurajez datorită textului. Doar atât spune Domnul. De aceea doar atât spun și eu. Manifestarea bunătății și iubire față de acești oameni și împlinirea nevoilor pe care ei le au este puternic motivată de Domnul. În concluzie, la a doua sa venire, mai uitați-vă o dată în capitolul 24, revenirea Domnului Iisus Hristos, pe care noi o numim a doua, este între versetele 15 și 35. Aici Domnul nu judecă pe nimeni. Versetul 30. Atunci se va arăta în cer semnul Fiul Omului și toate semințile pământului se vor boci, ci vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi, de la o margine a pământului până la cealaltă. Nu intru în amănunte să spun dacă e pentru Israel sau pentru biserică. Dacă e pentru biserică, când e, și dacă e pentru Israel, când e. Lucrurile acestea acum nu sunt importante. Vreau doar să vă spun că atunci când Domnul va veni a doua oară, El nu judecă pe nimeni. Și va fi necazul, va fi Armagedonul, va fi mileniul și la sfârșitul mileniului va fi judecata. Și atunci Domnul va judeca, toți oamenii vor fi acolo, vom fi și noi amândoi. Amândoi vom sta acolo și va fi filmul trecutului nostru, cu toate, cu toate, cu toate. Păcatele de comitere sunt astăzi păcatele de care se feresc toți oamenii, însă păcatele de omitere... Ce biserică exclude pe cineva pentru păcate de comitere, de omitere? Ce păstor mustră un membru din biserică pentru păcatul de omitere? De câte ori v-am sunat să vă întreb de ce nu ați adus mâncare la biserică? De ce nu ați făcut prăjituri la Bexel? De ce nu ați făcut un alt bine? De ce nu veniți nu știu ce? De câte ori? E jenant să faci asta, mai ales în vremea asta, mai ales în America. Aproape că e jenant să suni pe un om și să-l întreb de ce fumează, de ce minte. De ce creează probleme în biserică? De ce umblă cu bârfă? Păcatele de omitere sunt absolut admise, sunt tolerate, sunt normale. În biserică poți fi membru cu asta, dar în cer nu. Este limpede. Cuvântul Domnului din Matei, pilda oilor și caprelor, spune următorul lucru. Nu poți intra cu păcate de omitere. Uită-te după sărași de astăzi înainte dacă vrei să mergi în cer. Uită-te după ei, așa a făcut Iisus. Uită-te după cei amărâți.
Vizitează-i pe oameni la spital, dă-le un telefon când sunt în necaz, nu râde de ei, că ești muritor și tu și mâine poate vei fi acolo, ori tu, ori soția, ori soțul, ori copii, ori o altă rudă, nu râde de nimeni, nu disprețui pe nimeni, nu te bucura de rău nimănui, că astăzi e rândul lui, dar mâine va fi al tău. Ai o inimă miloasă, nu fi dușmănos. Ai o inimă plină de iubire, nu fi ambițios. Cu asta nu ajungi nicăieri, numai pe pământ ești tare, dar când vine Hristos, te respinge că El nu este așa și nu se poate uni cu oameni care sunt incompatibili cu El și cu principiile împărăției sale. Iubirea aproapelui, dragostea, este cea mai mare poruncă și aceasta trebuie să existe în noi. În noi ca oameni, în noi ca familie, în noi ca biserică. Frați dragi, avem probleme să trăim în maniera aceasta. Pentru că trăim în trupul ăsta care tinde să trăiască altfel. Simțim să ne răzbunăm, simțim să îi numim pe oameni importanți și neimportanți. În funcție de interesele noastre. Simțim să facem orice lucru cu 20 de interese ascunse. Simțim să facem asta în carnea noastră. Dar Hristos ne spune, Duhul e în voi, cuvântul e în voi. Vă rugați toată ziua, citiți Evanghelia, ascultați predici, opriți-vă. Ajunge că în trecut a fost așa cum a fost. Dați-vă toate silințele ca să uniți credința cu fapta și așa mai departe până la iubirea de oameni. Nu veți intra altfel deloc. Oameni buni, ne-am sacrificat prea mult în trecut ca să pierdem acum pentru niște lucruri mici. Vă invit să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm Domnului și fiecare, cel călăuzește Duhul, să se roage.